25 de cetățeni moldoveni au primit interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. S-a întâmplat pe parcursul săptămânii trecute, când aceștia au încercat să ajungă în Rusia, însă la granița rusească li s-a aplicat interdicția fără a li se explica motivele, iar alți 9 moldoveni au fost deportați săptămâna trecută tot de pe teritoriul Federației Ruse. În același timp, anunță poliția de frontieră, în Uniunea Europeană a fost limitată intrarea pentru 6 conaționali, iar unul a fost deportat.